Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre aproximarea numerelor iraționale. În cadrul acestei lecții vom rezolva împreună trei aplicații practice. Prima dintre acestea se referă la numerele iraționale în geometria pătratului. În figura alăturată, v-am reprezentat schița unui plic deschis. Capacul plicului este pătratul ABCD, iar plicul propriu-zis este pătratul verde BFD. Andrei se întreabă dacă acest plic din imagine poate fi introdus într-o cutie poștală cu deschiderea de 6 cm lungime. Se cunoaște faptul că pătrățelele din fundal au aria egală cu un centimetru pătrat. Așadar, latura unui pătrat este de un centimetru. Pentru a putea răspunde la întrebare, Andrei procedează astfel. Calculează aria pătratului ABCD, apoi calculează aria pătratului BFD pentru a putea afla lungimea laturii BE. Deci, aria pătratului ABCD este egală cu AB pătrat, adică 4 la pătrat, 16 cm pătrați. Observă că aria triunghiului BCD este egală cu jumătate din aria pătratului. Deci, aria acestui triunghi este egală cu 8 cm pătrați. De asemenea, el observă că aria pătratului verde e de 4 ori mai mare decât aria acestui triunghi. Scrie acest lucru. Deci, aria pătratului BDFE este egală cu 4 ori 8, adică 32 de centimetri pătrați. Deci, latura BE este egală cu radical din 32 de centimetri, adică 4 radical din 2 cm. Pentru a putea răspunde la întrebare, Andrei compară acest rezultat cu 6. Astfel, 4 radical din 2, care este egal cu radical din 32, trebuie comparat cu 6, care este egal cu radical din 36. 3 radical din 32 este mai mic decât radical din 36. Deci, răspunsul este da. Plicul încape în această cutie poștală. Cea de-a doua aplicație se referă la aproximarea numerelor iraționale și ora de informatică. Astfel, la ora de informatică, elevii clasei a 7-a au învățat să programeze roboți lucrând în programul Scratch. Cu ajutorul motanului Bob, ei trebuie să parcurgă traseul din imaginea alăturată și să ajungă din orașul H în orașul G. Se cunoaște faptul că fiecare pătrat din fundal are aria egală cu 1 cm pătrat. Așadar, latura unui astfel de pătrat este egală cu 1 cm. Trebuie să determinăm împreună distanța parcursă de Bob. Astfel, observăm că acest traseu este format din AH, BC, CD și DE, 4 segmente congruente, EF și GF, de asemenea două segmente congruente, cărora le putem determina imediat lungimea, aceasta este egală cu 4 cm, și segmentul AB, care are lungimea 2 cm. Așadar, pentru a putea răspunde la întrebare, trebuie să aflăm lungimea lui BC, de exemplu. Pentru acest lucru, îl încadrăm pe BC exact ca și în exemplul anterior, într-un pătrat de latură 2 cm, deci aria acestui pătrat pe care acum îl hașurez este egală cu 4 cm pătrați, notăm aici cu P, aria triunghiului BCP fiind egală cu jumătate din aria pătratului hașurat. Deci, aria triunghiului BCP va fi egală cu jumătate din 4 cm pătrați, adică 2 cm pătrați.
Însă, acest triunghi BCP este un sfert din pătratul BCDE. Așadar, aria pătratului BCDE este egală cu 4 ori 2, adică 8 cm pătrați. Astfel, latura BC va fi egală cu radical din 8 cm, adică BC este egală cu 2 radical din 2 cm. Traseul parcurs de motanul Bob va fi de la H la A, B, C, D, E, F și G, format din 4 ori 2 radical din 2, plus AB care are 2 cm, plus 2 ori 4. Deci, lungimea traseului este 10 plus 8 radical din 2 cm. În continuare, bunica Mariei, Anei și lui Andrei le trasează acestora sarcina de a aproxima traseul parcurs de Bob cu cel mai apropiat număr natural. Distanța parcursă de Bob era 10 plus 8 radical din 2 cm. Maria, dacă aude de aproximare cu număr natural, îl aproximează pe radical din 2 cu 1 și obține astfel că distanța parcursă de Bob este de 18 cm. Ana și Andrei nu sunt de acord cu acest lucru. Ana spune că aproximarea Mariei este grosolană și ea îl aproximează pe radical din 2 cu 1,4, adică aproximare prin lipsă cu o eroare mai mică de o zecime, deoarece ea observă că 1,4 la pătrat este egal cu 1,96. Deci, un număr rațional foarte apropiat de 2. Așadar, efectuează calculele și obține că distanța parcursă de motanul Bob este 10 plus 8 ori 1,4, adică ea obține o distanță egală cu 21,2 cm, deci aproximează distanța la numărul natural cel mai apropiat și anume 21. Andrei nu este de acord, el vrea o aproximare și mai exactă și îl aproximează pe radical cu 1,41, obținând astfel că distanța parcursă de Bob este 10 plus 8 ori 1,41, adică este 21,28 cm. Obține astfel și Andrei cel mai apropiat număr natural, care este 21. Deci, Andrei și Ana au aproximat foarte bine distanța parcursă de Bob cu cel mai apropiat număr natural, Maria însă nu. Aceasta a fost lecția despre aproximarea numerelor iraționale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!